poate fi mai frumos decât să salvezi o viață, să fii voluntar și să știi că poți să ajuți un om, o persoană, să trăiască și să îi dai șansa să se bucure de toți cei dragi lui. Bună seara și bun găsit, sunt Carmina Vlad, iar astăzi vom sta de vorbă cu domnul locotenent colonel Bogdan Răducan, șef serviciu pregătire pentru intervenție și reziliența comunităților din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj, căruia îi spun bună seara, bine ați revenit la noi și vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația mea să participați la emisiune, mai ales acum, după vorba aceea, după ce a trecut și o perioadă foarte lungă de timp. Ați avut un an frumos și vă mulțumesc că ați venit. Bună seara, mulțumesc de invitație și bine v-am regăsit. Astăzi vom vorbi despre acei voluntari care sunt în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj, voluntari care sunt pregătiți de dumneavoastră, pregătiți să salveze persoane chiar și cu mâinile goale. Pentru că este foarte plăcut, trebuie să recunosc, pe pielea mea am simțit-o, când salvezi un om, când vezi că acel om care nu are puls, faci tot posibil pentru el să aibă puls și să trăiască și ce poate fi mai frumos decât să salvezi o viață. V-aș întreba, domnule locotenent colonel, câte generații, să spun așa, cu ghilimele de rigoare generații, câte etape de voluntari ați avut acum, de pregătire voluntari pe anul 2022? Da, în anul 2022 am reușit să avem 7 serii de voluntari. Nu putem să facem mai mult de 20 de voluntari într-o serie. Avem și noi rigorile noastre, legile noastre, ordinele noastre vis-a-vis de securitatea, sănătatea, muncă și nu putem să avem mai mult de 20. Dar și așa am făcut 7 serii. În total am făcut 126 de persoane, le-am făcut voluntari. Voluntari în cadrul ISU Dolj. Ce deci frumos! 126 de voluntari am avut. Record până acum. Sunt cei mai mulți în anul 2022. Da, după 2 ani de pandemie. După 2 ani de pandemie, exact, dar și în anii precedenți, în anul 2022, am avut cele mai multe serii de voluntari. 126, repet, în total. E mult, e puțin pentru toată comunitatea asta a județului Dolj, care are nevoie de oameni care să știe să acorde primul ajutor. Pot să spun că este mult sau puțin. Fiecare decide, nu toți rămân implicați în această activitate. Avem, să zic așa, o mână de oameni, un grup de oameni care, într-adevăr, sunt foarte dedicați acestei meserii de voluntari și care chiar ne sprijină. Chiar aș vrea să le mulțumesc pe această cale. Am avut, fac o mică paranteză, am avut chiar o activitate săptămâna trecută, Caravana Zmur și Centrul Mobil pentru Situații de Urgență și am avut 4 fete care au stat de la ora 9 până la ora 15 în acea caravană, în caravana Zmurd, și au explicat copiilor ce și cum ce s-a întâmplat în acea caravană. Pentru mine e jos pălăria, nu pot decât să le mulțumesc. Au venit inclusiv la Calafat cu mașina personală. Voluntari, ca așa le spune și numele, voluntari. Deci nu avem decât să le mulțumim și îi așteptăm în continuare. Implicarea lor este foarte importantă și cu câtă lume știe să dea, să spunem așa, șansa unui om să trăiască, să-i acorde primul ajutor, cu atât este mai bine. Pentru că degeaba tu știi, bun, dai telefon la 112, dar până vine ambulanța, până vin pompierii, până vin paramedici, medic, asistenta, să știi tu să-i acorzi primul ajutor. Orice secundă în viață contează. Orice secundă în viață contează, într-adevăr. Într-adevăr, orice secundă în viață contează. Dând și după ce termină cursul nostru de voluntariat, prin disponibilitatea centrului nostru de formare, trebuie să urmeze un curs ori de o săptămână, ori cel de o lună, pentru acordarea primului ajutor. Doar atunci poți să spui că știi să acorzi un prim ajutor ca la carte, să zic așa. Restul poate știu din viața civilă și au făcut cursuri în viața civilă, dar după ce se
absolvă acest curs de prim ajutor în cadrul centrului nostru de formare, atunci, într-adevăr, poate să fie voluntar inclusiv pe ambulanțele din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență al nostru. Dar spuneți-mi, din aceștia 126 de cursanți care au participat la cursul acesta de inițiere, spuneți-mi cât se a urmat următorul pas? Adică cei care au făcut cursul de prim ajutor. Cei care au urmat cursul de prim ajutor de bază, cel de, bază, de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 14, sunt 49 de persoane. Iar cei care au făcut cursuri de o lună, de extensie, de curs paramedic. De, da, exact, de paramedic, sunt 21 de persoane. Nu putem nici noi, repet, suntem, avem disponibilitate în funcție de centrul nostru de formare. Centrul nostru de formare au cursuri și pentru elevii de la școala Boldești și la poliție și la jandarm, plus cadrele noastre militare din ISU-Dolj, plus inspectoratele limitrofe Gorj-Olt, și atunci printre picături încercăm să băgăm și voluntari, să introducem și voluntari să facă și ei curs. Anul acesta, într-adevăr, chiar am avut destui de mulți, foarte mulți, să zic așa, față de anii precedenți. Este un lucru îmbucurător, să știți. Chiar mă bucur că sunt copiii tineri care se implică în astfel de, de manifestări, pentru că este și spre binele lor. Ai ce învăța la acest curs și asta o spun prin propria mea persoană, pot să spun așa, dar înveți foarte multe lucruri și parcă îți dorești din ce în ce mai mult să afli și mai multe, și mai multe. Pentru tine, în primul rând. Exact. Pentru tine, pentru familia ta, pentru toți cei dragi, pentru oamenii care trec pe stradă și care au nevoie de ajutorul tău. Este foarte important să fac acest curs. Dar cum se desfășoară? Haideți să le spunem celor care ne ascultă acum, cum se desfășoară acest curs? Da, cursul se desfășoară în două weekenduri consecutive, doar sâmbăta și duminica se organizează cursul. În primul weekend sâmbăta este vorba de, vine colega noastră de la compartimentul Securitate, Sănătate, Muncă și doar strict pe bucățica ei, să zic așa, își desfășoară activitatea. Duminică se predă suporturi de curs. Weekendul, cel următor weekend, sâmbătă, vor ieși în curtea unității, în special la detașamentul unde pompierii Craiova, și li se prezintă tehnica și dotarea din mașinilor de intervenție, de personal specializat, în speță de chiar de cadrele militare ale noastre care își desfășoară activitatea pe acele autospeciale de intervenție. Iar duminică se încheie cursul, se completează o fișă de voluntariat, un contract de voluntariat, trebuie să le încheiem un contract de voluntariat, bineînțeles, și ce mai rămâne, discuții libere, impresii, fiecare deja se împrietene. Și o mică testare. Stai liniștit, că știu. Și o mică testare. Și o mică testare. Și ajunși echipei că vin, fac cursul și gata. Nu. Deci trebuie să dea și un test, să vadă ce au înțeles de acolo. Dar testul nu este greu, decât vă spun eu, pentru că este un test ușor, dacă înveți și ești atent la cei care predau. Doar să fii atent, eu zic că este de ajuns, doar să fii atent, nu trebuie să înveți foarte. Dar de obicei ne vin numai și copii și oameni descurcăreți. Mai descurcăreți, da, exact. Apoi urmează cursul de bază, de prim ajutor de bază, de o săptămână. De o săptămână, da, se desfășoară în intervalul 8-14, de luni până vineri, tot la noi la inspectorat. Dar asta, repet, o dată în plus, doar în funcție de disponibilitatea centrului nostru de formare. Ne anunță, putem să organizăm săptămâna care urmează un curs, nu încercăm să identificăm personal, pentru că și mai lucrează, sunt studenți și nu pot toți să vină să-și rupă o săptămână între 8 și 14. Dar de fiecare dată am reușit și am găsit minim 15, 16, 20 de persoane care au putut să urmeze acest curs. Și după ce urmează acest curs, poate să facă și cursul de o lună, cursul care îi definitivează, să zic așa, ca paramedic, și poate să-și desfășoare activitatea pe
ambulanța din pe ambulanțele din cadrul inspectoratului nostru. Trebuie să spunem și telespectatorilor, celor care doresc să urmeze aceste cursuri, că acel curs de o lună este prezența obligatorie. Este prezența obligatorie, este de luni până vineri, între orele 8-16 este acest. Și este prezența obligatorie, într-adevăr. De asta, acolo când identificăm persoana, trebuie să fie un personal serios, să zic, niște persoane serioase, să nu... Bine, până la urmă, nu ne încurcă foarte. Nu mai vin, asta este, știți cum e. Dar de ce să pierdem un loc? Exact, de ce să ocupăm un loc pentru cineva care... De obicei, cu cine am vorbit, au fost serios și au urmat cursuri și, și au și încheiat activitatea cu brio. De asta este bine ca să fii foarte serios, exact cum spunea și dumneavoastră, să atunci când spui că vii la curs, să vii la curs, pentru că poți ocupa locul altuia care își dorește să vină exact. Și nu poate. Exact. Și mai bine să vii, pentru că exact așa s-a întâmplat și la noi la curs. Am, efectiv, sunt unii care au renunțat pe parcurs. Au văzut că este foarte greu, să nu își închipuie că e ușor cursul acela de bază, de prim ajutor de bază. Trebuie să fii foarte atent, trebuie să înveți tot ce ți se dă, adică sunt niște detalii tehnice pe care trebuie să le respecti, exact. Să le ții minte. Examenul la cursul de bază este un examen greu și practic și teoretic. Gândiți-vă adică... că este o săptămână și trebuie să o materie destul de stufoasă să fie predată într-o săptămână. Când este o lună, într-adevăr, la acel curs mai este, dar într-o săptămână, adică totuși trebuie să pleci cu ceva de prinderi de la acest curs. Nu poți decât să te prezinți. De asta zic, într-adevăr este un examen, chiar și eu am urmat acest curs acum, cred că vreo 7 ani de zile, și nu a fost chiar ușor. Nici greu, dar recunosc că a fost nevoit să mă pregătesc puțin. Da. Da, chiar așa dacă este. Au fost colegii mei, nu mi-am permis să mă prezint în fața lor, doar că, hai că suntem colegi și poate reușim să iau cursul. Nu, chiar am fost nevoit să mă învăț și am învățat și am reușit să iau și eu acest curs. Foarte bine și îi ajută pentru pe cei care urmează acest curs de bază pentru etapa următoare. Pentru etapa, nu poți să faci cursul, da, exact, de prim ajutor calificat, adică paramedic. Exact, nu poți să faci acest curs de paramedic dacă nu ai cursul celelalte... de o săptămână și 120 de ore de practică în cadrul subunităților de intervenție de la noi. Deci cei care doresc trebuie să aibă și 120 de ore de practică. Că avem voluntari care se prezintă la subunități, se înscriu într-un registru și fac practică. Practică la dumneavoastră de la unitate, da. Așa este. Da. Aș vrea să le spunem celor care ne urmăresc acum, ce trebuie să conțină acel dosar în care ei trebuie să... cu care ei trebuie să vină la dumneavoastră. Da, vorba de dosarul de înscriere. În primul rând, cererea de înscriere, clar, dar aici, cum le-am recomandat tuturor, cererea de înscriere ar fi bine să vină la noi, la inspectorat, la sediu 2, pe alea 2 Păltiniș, numărul 2, în Brazdă, și să completeze cererea de înscriere împreună cu noi, că atunci deja mai discutăm și le și explicăm mai pendelete ce au de făcut. Deci cererea de înscriere preferabil ar fi să vină să o completeze personal. La noi. Da, personal. Trebuie să ne aducă la dosar un certificat de cazier judiciar doar persoanele peste 18 ani. Dacă nu 18 ani, nu necesită certificatul de cazier. Aviz psihologic, pardon, un aviz psihologic, spuneți că se ia de la orice policlinică. Un act doveditor al ultimelor studii absolvite sau un curs de absolvire, unde sunt fiecare, unde... Că mulți, spun sincer, mulți sunt studenți pe la medicină, mulți sunt studenți. Adeverință medicală de medicul de familie cu mențiunea apt pentru efort fizic sau apt pentru muncă și acordul părinților sau tutorului legal pentru persoanele care nu au 18 ani. Că avem și voluntari care nu au 18 ani, care sunt la liceu 15 ani, 16 ani, inclusiv trebuie să completeze părintele un acord de principiu. Și cam ăsta este dosarul. Deci dosarul nu este foarte complicat, dar, repet, important este să vină la noi, la sediu 2, alea 2, Păltiniș numărul 2, pentru a putea
completat și așa le și explică mai pe îndelete ce au de făcut. Cât timp au să aducă dosarul. Da, corect, așa da. Este. Dar vreau să vă întreb, sunt foarte mulți copii din acestea, exact cum spuneați dumneavoastră, da. Studenți, care vin în alte localități. Vâlcea, Constanța, Sibiu, Bolt, Gorj. Da, da, avem, deja avem în... avem pot chiar să vină la dumneavoastră? Pot să vină, cum să nu? Este alegerea lor unde doresc să facă voluntariat, să-și desfășoare și activitatea sau să înscrie la curs. Cazierul judiciar îl ia din județul de reședință, din județul de unde vin, revin cu dosarul, îl pun la noi, îl depun la noi, pardon, și asta este tot. Avem deja persoane care, într-adevăr, sunt studenți pe la medicină, pe la drept, nu contează, și fac voluntariat la noi, în cadrul inspectoratului nostru. Da, deja. Și ei sunt din Gorj, Olt, exact cum a spus, din județele limitrofe. Ce am observat că pe acel certificat, că la finalul acestui concurs li se dă un certificat, scrie că este valabil în unitățile Ministerului de Interne. Deci chiar dacă fac cursul aici, fac voluntariat la Craiova, dacă se mută după ce termină facultatea la Constanța, la Sibiu, de unde sunt ei, pot să ducă în continuare să facă voluntariat la unitățile din Constanța. Da, bineînțeles. Da, bineînțeles că poate să își desfășoare activitatea și în la alte inspectorate. Noi suntem obligați printr-o adresă, înștiințăm inspectoratele respective, le înaintăm o adresă, le spunem câte ore de voluntariat au făcut în cadrul inspectoratului nostru, ce vechime are, ajunge adresa la și asta este tot. Haideți să le spunem și telespectatorilor în ce îi puteți dumneavoastră implica. Adică ce înseamnă voluntariat? Pentru că mulți zic că, domne, dar nu, am făcut cursul, mă urc pe ambulanță. Nu, stai puțin, că până la te urca pe ambulanță mai ai mult de lucrat. Și în ce manifestări? Cea mai importantă activitate a fost cea de pe 1 decembrie, în care am avut și un pluton de 21 de voluntari care au defilat. Deci am identificat 21 de persoane. Au mai fost implicați, repet, cum am vorbit, în caravana Zmurd și Centrul Mobil pentru Situații de Urgență. Și recunosc, cum am spus și mai devreme, este un grup care, într-adevăr, cum apelăm la ei, imediat sunt prezenți. Plus că mai sunt cei care au cursurile, sunt și implicați ca și paramedici pe ambulanțele noastre de intervenție. Deci, cam atât, doar în astea putem să implicăm în aceste activități, să zic așa. Să nu uităm că vin sărbătorile și va fi o perioadă foarte grea și pentru dumneavoastră, pentru că nu se știe niciodată ce vreme urâtă vine și ei vă ajută, voluntarii. Ne ajută foarte mult și ne vor ajuta în continuare, asta este clar. Punem bază pe ei în continuare, da. Oricum, mie mi-a plăcut foarte mult acest curs și am avut ce învăța. Aveți acolo, le spun eu, doi copii, pentru că unul chiar îmi spunea că sunt mai mare ca mama lui, cu vreo 2 ani, dar vreau să le mulțumesc, sper să nu le greșesc gradul celor doi sergenți. Îl spun eu, dacă este nevoie, că eu n-am cum să-l greșesc, este vorba de și bănuiesc că de sergenți major, da? Nu, da, unul este sergent major Neamțu Alex, da, și celălalt este plutonier cu data de 1-8-2022, da? Da? Plutonier Stancu Gabriel. Stancu, da, Gabriel, într-adevăr. Da. Sunt niște băieții cuminți și dedicați acestei meseri. Chiar o fac cu drag. Se vede că o fac da, cu drag. Am observat, da, da. Și eu care sunt om de televiziune, vă dați seama că am mult format și chiar mi-a plăcut foarte mult de aceștia. Da. Trebuie să recunosc că am învățat foarte multe de la ei și le mulțumesc atât domnului Alexandru Deamțu și domnului Gabriel Stancu pentru tot ce m-a învățat acolo și doi copii pe care eu i-am apreciat, i-am văzut cu câtă dăruire predau. Exact, da. Și le-am spus că vreau să-i văd ofițeri. Doamne ajută și eu. Deci eu chiar vreau să-i văd ofițeri pentru că merită să meargă mai sus, să fie promovați
Și asta trebuie asta să... depinde doar de ei. Dar de ei, trebuie de să ei, muncească. Da. Eu mai stau de vorba așa cu ei, sunt că convins. În pauză mai vorbeam și noi, că aveam și noi pauză. Și chiar le-am spus la amândoi că vreau să-i văd ofițeri, pentru că sunt chiar implicați și știți ceva, domnul Răducan? Am văzut că le place. Le place foarte mult, da. Și așa atunci este. Când așa îți place este. Meseria, o da. Faci cu drag. Așa este. O faci cu foarte mare drag. Okay. Iar cursul de prim ajutor de bază l-am făcut cu domnul capitan Adrian Arețu, da, căruia îi mulțumesc și dânsului pentru tot sprijinul acordat, și domnului major George Moghilaș. Și chiar dacă noi ne cunoștem... Cu data de 1 decembrie, locotenent colonel. Da? Da. Locotenent colonel? Da, da. Foarte frumos! Bravo! Felicitări! Doamne ajută la mai mare! Și vreau să spun că am învățat foarte multe lucruri și chiar dacă noi ne cunoșteam cu ani, de ani buni, da. Să știți că acolo chiar am avut parte de un tratament nepreferențial. Și normal. Asta m-am bucurat foarte mult. Adică am greșit, o iei de la capăt. Nu că ești tu Carmina Vlad și te cunosc de ani de zile. Nu, tată, acolo eu sunt profesor, tu ești elevul, corect. Aici eu sunt redactorul. Ei sunt invitații. Da. Și acolo, chiar dacă greșeam, o luam de la cap, o luam de la cap, o luam de... până învețeam. Da, și știi ce mi-a mai plăcut cu domnule locotenent colonel? Că totuși nu pleci de acolo până nu înveți. Da, da, cine intră în mâna colegului nostru, George, într-adevăr, nu pleacă până nu învață și este un lucru foarte bun. Am avut și o discuție cu el, tot așa în particular, prietenește, și care am spus felicitări pentru ceea ce faci, pentru că tu dacă nu-ți faci treaba cum trebuie, se duce cineva la un caz și vin și îl omoară la caz, că nu știu ce au de făcut. Exact. Nu le da drumul și nu le dă drumul la fiecare în parte până nu... au până nu învață. Și știi ce? Mi-a plăcut faptul că exigența lor își pune cu aprenta pe fiecare în parte. Bineînțeles. Nu contează cine ești. Acolo ești egal. Nu contează că ai 16 ani, că erau copii de 16 ani acolo. Nu contează că ai 20 de ani. Nu contează că ești student la medicină și mai știi câteva, câte ceva din, da, da, da. Din toate astea, dar practic te ia de la zero. Te consideră că nu știi nimic, da. Și o iei de la zero. Și asta e un lucru bun. Dar și trebuie să mai spun ceva, că datorită acestor 4 ani membri pe care i-am numit, Alex Neamțu, Gabriel Stancu, Adrian Arețu și cu George Moghilaș, eu continui studiile la medicină și... Felicitări! Mulțumesc! Și vreau să... Nu știu dacă voi practica vreodată meseria, dar faptul că am descoperit acolo altceva, ei m-au îndrumat, să spun așa, cu ghilimele, către mai mult. Să fac și mai mult, pentru mine. Foarte bine! Și felicitări. Datorită acestor oameni, eu îmi continui studiile. Felicitări. Chiar dacă sunt la 48 de ani, asta este, sunt alții care au terminat medicină la 60, așa că nu e problema. Știți cum e. Da, da, dar bine. Vreau să vă întreb, care e feedback-ul celor care vin acolo? Feedback-ul, noi considerăm că este unul pozitiv, este unul bun și din ce am văzut, într-adevăr, este un feedback bun, dar... ca și o glumă, cel mai bun feedback puteți să ne-l oferiți dumneavoastră, dar deja până acum ni l-ați oferit. Cel mai bun feedback puteți să ne-l oferiți dumneavoastră că ați urmat și dumneavoastră cursul de voluntariat, cum am vorbit mai devreme, și ați văzut cum se pune problema, despre ce este vorba și cred că ne puteți oferi cel mai bun feedback acum dumneavoastră nouă. Da, așa este. Și am urmat și prima etapă cursul de inițiere, acela de voluntariat și cursul de prim ajutor de bază. Da. Da, acela de o săptămână, urmează ca la anul, pentru că îmi doresc și știți că vorbeam noi la telefon, da. La anul vin să fac și cursul de paramedic, nu mă las. Totul pentru... depinde de colegul nostru, de George și de Adi, să vedem cum au disponibilitate. Da. Sunt prinși în foarte, foarte multe activități adică da. Ei au activități bune. Plus că mai intervine și lei un concediu. Da, astăzi. Așa este. Dar sperăm că
îl vom face și acest curs. Și să mai dau acum din casă, chiar dacă am terminat cursul, mai vin din când în când la ISU și vorbesc cu domnul locotenent colonel acum, George Moghila, și mă mai învață câte ceva. Pentru că eu vreau pentru mine, în primul rând pentru mine, pentru viața foarte mea, bine, pentru familia mea, să pot să învăț. Și chiar dacă suntem în particular, nu suntem exact la curs, tot la fel se comportă. Ai greșit, o iei de la capăt. Foarte bine. Și foarte asta bine, mă da, bucură. Da. Eu, din punctul meu de vedere, ca om, vă recomand să faceți acest curs pentru voi, pentru familii, pentru absolut toată lumea pe care o cunoașteți. Mergeți către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj, către acești băieți care sunt cei care vă pregătesc, pentru că sunt adevărați profesioniști și au ce vă învăța. Sunt oameni dedicați meseriei lor, sunt salvatori și puteți și dumneavoastră să fiți salvatori din pasiune, exact cum este sloganul dumneavoastră. Pentru ca alții să trăiască, care este sloganul paramedicilor, și merită să vă duceți, chiar vă recomand să vă duceți, să faceți acest curs pentru că acolo găsiți oameni profesioniști, cu adevărat profesioniști, care știu să vă învețe, și am înțeles că vin și alții din alte județe la dumneavoastră, tocmai pentru că aveți niște instructori foarte buni. Da, da. Așa este. Cel puțin pe centru de formare sunt, nu aș vrea că sunt colegii mei, dar probabil sunt cei mai buni din țară. Da. Da, sunt foarte, sunt dedicați și ei, foarte buni, și noi pe partea noastră cu voluntarii stăm bine. Conlucrăm. Asta este cel mai important, că tot timpul conlucrăm. Și ne sunăm, ne înțelegem, tot timpul. Și asta e un lucru bun. Da. Eu vă felicit pentru toată activitatea dumneavoastră, dar... Vă mulțumesc frumos! Spuneți-mi, pentru anul 2022 mai faceți vreun curs? Pentru anul 2022 nu, deja este luna decembrie, luna sărbătorilor, avem și noi activitățile noastre curente, valori de sfârșit de an, și nu, în anul 2022 cu siguranță nu vom mai organiza niciun curs. Dar pentru 2023? 2023 garantat. Garantat, bănuiesc undeva tot prin februarie... Începeți deja. Da, ideea este că noi cum adunăm maxim 20 de dosare, încercăm să și dăm drumul la curs, ca să nu ne aglomerăm cu el. Cum am adunat 20 de dosare, am sunat, puteți veni, nu puteți veni, dăm drumul la un curs. Dar undeva, cred eu că în luna februarie vom putea să intrăm în pâine, să zic așa, cu voluntari. Decembrie, ianuarie sunt... lunii mai deosebite pentru noi, de încheiere de an, de început de an, avem alte activități și trebuie să ne punem și noi pe calea cea bună, să da, zic așa. Corect. Da, corect. Dar spuneți-mi, cei interesați pot să-și depună dosarul de acum? Da, bineînțeles, da, bineînțeles. Noi corect, avem programul în fiecare zi, își depun dosarul, doar că o să le spunem că în luna decembrie sigur nu vom avea. Dar noi tot timpul, colegii mei, Alex și cu Gabi, îi sună, îi întreabă, și cum am reușit să formăm un grup de maxim 20 de persoane, am și programat un curs. Foarte frumos. Da. Deci puteți să vă depuneți dosarele de pe acum. În 2023 vă așteptam la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Oltenia Dolj să faceți aceste cursuri, pentru că merită, exact cum spuneam ceva mai devreme. Da. Așadar, vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Vă doresc un an frumos, 2023, cu sănătate în primul rând, putere de muncă, exact, liniște și misiuni frumoase și ușoare. Doamne, vă mulțumesc și eu frumos de invitație și sărbători fericite tuturor telespectatorilor, că suntem în preajma sărbătorilor, și multă noi sănătate. Noi am făcut deja bradul, să știți că l-a așteptăm pe Moș Nicolae, așa că ați fost cu minte, vine Moș Nicolae la dumneavoastră? Trebuie să vină. Trebuie. Dacă nu vine Moș Nicolae, vine Moș Crăciun. Și tot vine și cineva. Tot vine cineva, da. Din doi sper să nu ratezi unul. Da, mulțumesc încă o dată. Aici punem punct emisiunii de această seară. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc o seară excelentă. Ne revedem aici săptămâna viitoare, când vom mai îndeplini în comisiune toate cele bune. La revedere!